Caz șocant. Un traficant de substanțe interzise a mers la poliție și s-a plâns că a fost înșelat. Conform presa sm.ro, reclamație halucinantă la poliția Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Conform surselor vasiledale.ro, un tânăr din Cupșeni, în vârstă de 20 de ani, s-a prezentat la sediul poliției și ar fi reclamat faptul că i-a împrumutat unui tânăr suma de 8.000 de lei pentru a-i vinde ceva substanțe interzise. Când au auzit despre ce vorbește tânărul, polițiștii au rămas cu gura căscată. Bineînțeles că l-au luat la întrebări. Așa, au aflat că reclamantul ar fi vândut substanțele respective, însă consumatorii s-au plâns de calitatea îndoielnică. L-au luat la întrebări și pe celălalt tânăr, căruia i-ar fi dat suma de bani amintită mai sus pentru a vinde marfa, și acesta ar fi povestit polițiștilor că toți consumatorii s-ar fi plâns de faptul că marfa nu avea efectul contat. Așa s-a descoperit că, în loc de substanțe interzise, consumatorii cumpărau de fapt aspirină pisată. Conform sursei citate, polițiștii au deschis un dosar pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune, relatează presa sm.ro.